Ajunsă la 26 de ani, Larisa Iordache face o declarație care ne aduce speranță. Gimnasta care ne-a bucurat cu performanțele ei în ultimii 15 ani nu exclude o revenire în sala de antrenamente pentru a fi prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Larisa îi lipsește o medalie individuală la cea mai importantă competiție a planetei, după bronzul câștigat cu echipa la Londra în 2012. Nu am scos niciodată din calcul acest lucru pentru că sunt o fire spontană și nu știu ce îmi sclipește mintea niciodată. Și atunci când simt că intuiția mea mă trage undeva, mă duc, nu poți să știi niciodată. Și am mers tot timpul pe ideea niciodată să nu spui niciodată, pentru că nu știi ce se întâmplă. Antrenoarea micilor gimnaste de la clubul Dinamo, Larisa a fost foarte aproape de podiumul olimpic de la Tokyo. În proba de la Bârne, unde s-a calificat cu a patra notă, Larisa era una dintre favoritele la medalii, dar din cauza unei accidentări grave nu a putut concura. Ea a decis cu doar 2 ore înainte de competiție că nu va fi prezentă în sala de concurs. Acum Glezna, care avea 3 ligamente rupte și care a împiedicat-o pe gimnasta noastră din a-și vedea visul îndeplinit, este aproape de vindecarea completă. De aceea, înainte de Tokyo, luam foarte multe antiinflamatoare, chiar făceam injecții pentru a nu mai, că mă durea deja destul foarte tare stomacul. Dar acum, după ce m-am operat în decembrie, ligamentele sunt foarte bine, sunt super, super ok, sunt prinse bine acolo, nu mai scapă.